Așa, introduceri superbe, să tot fac la vlog. Și sper că m-auziți cum trebuie, pentru că avem niște zgomot de fundal, însă unul dintre cele mai plăcute, după părerea mea. Iubesc marea și chiar mi-era dor de ea, iar acum că este final de sezon și cu atât mai mult fiind pe o plajă pustie sau aproape pustie, pot să mă bucur de ea doar eu și, mă rog, altcineva care este aici cu mine. Dau startul așadar unui nou daily vlog pe care mi-am propus să-l încep de aici, ca să fie peisajul ăsta superb, cum ziceam. Puteam să filmez de acasă, de fapt ăsta a fost planul, însă vă dați seama, dacă am prins răsăritul aici, e clar că m-am trezit foarte, foarte devreme, cu dificultăți, normal. Credeam că nu mai ajung la timp, ținând cont că m-am trezit cu vreo 40 de minute mai târziu decât planificasem. Și în alea 40 de minute voiam eu, de fapt, să vorbesc cu voi. Numai că, da, socotelile nu se potrivesc întotdeauna și am zis că las-o așa, nu vorbesc cu fetele și cu băieții pe drum, că e mai plăcut să vorbim chiar de aici. Nu știu când ați fost voi ultima dată la mare, dar eu am fost în Grecia când am mers în concediu, însă la marea noastră anul ăsta n-am prea ajuns, cel puțin nu să stau. Am văzut-o așa, cât de cât în fugi de genul ăsta, cum este și cea de azi, însă nu am petrecut niște timp prea mult cu ea și suntem acum la Vadu, în cazul în care n-ați văzut în filmările anterioare sau poate le pun după, nu știu exact cum voi organiza, dar hai să facem o mică recapitulare, să vă arăt niște cadre pe care le-am filmat eu de acasă, după care să vă povestesc un pic, fără să dau prea mult afară din casă, ce și cum mă face aici. Pentru că suntem, bineînțeles, cu o dilimă întreală, din aia mare de tot, așa că urmăriți cadrele. Presupun că ați văzut capocul ăla de broască imens pe care l-am comandat de la un magazin de costume și mă dă puțin de gol povestea asta, în sensul în care voi recrea un broscoi, un costum de broască. Ce face el niște treburi aici pe plajă, la mare, mai exact? Cumva va avea legătură cu pozele cu sirena pe care le-am făcut eu, dacă vă amintiți, în Edinburgh. V-am povestit acum câteva luni că am înghețat, cei de pe Instagram știu mai bine povestea. Cele mai crunte friguri din viața mea acolo le-am tras și vreau cumva să leg cele două povești. Dar nu o să vă arăt neapărat making of-ul aici, pentru că nu o să mai fie interesant pentru voi atunci când vedeți pe Instagram. Așa că fac un soi de teaser, ceva de genul, peisajul pe care nu puteam să-l ratez. Și vă mai arăt câteva mici detalii, dar nu o să vă arăt exact ideea pentru că nu va mai avea același impact. Și credeți-mă, este circul de pe lume, că ce putea să iasă cu un broscoi? Nu vă zic cât am căutat costumul ăla de broască, pentru că mi-a venit rău și nu l-am găsit până la urmă. Am fost nevoie să fac rost de mai multe piese ca să iasă ce-mi doresc eu și am făcut vreo 2-3 fotografii acum, am salutat marea, am pupat-o, i-am făcut cu mâna și am zis să iau camera să fac introducerea, după care mă apuc să așez aici. Nu va fi cu mese întinse sau altele de genul, deși o masă va fi, dar nu e chiar masă din aia clasică. O să fie cu ceva mese, dar nu super multă recuzită, pentru că acum e vorba de costum, ăla este de efect. Întâi de toate, cumva cu broaște și cu sirene. Dacă la momentul la care intră vlogul ăsta, postarea e gata, inserez pozele. Dacă nu, recomand să intrați la mine pe Instagram zilele următoare. Însă până ne apucăm de toată treaba asta, hai să vă mai plimb 2-3 minute, să mai iau câteva cadre. Și uite, mă stând desculță, vedeți, eu și lăbuțele de cățeici ne mai plimbăm pe aici. Altfel, pustietate, ciulini, uite în partea asta, zic că mai sunt câțiva oameni, ciulini, o groază, niște ierburi și am ajuns cu oarește dificultăți aici, pentru că drumul este praf. Deci, vă recomand plaja asta, dacă aveți posibilitatea să ajungeți la ea, este foarte frumoasă, este neamenajată, este o plajă sălbatică, evident, o respectăm și n-aruncăm gunoaie, nu facem grătare și alte alea. E foarte mișto să stai aici tu cu marea și să te bucuri așa de natură, să meditezi, să fii tu cu tine dacă vrei, dar ca să ajungi aici, cum ar fi zis bunica mea, mai bine îți bagi un băț în fund, pentru că drumul este praf, praf, praf. Deci există undeva ceva ce am putea numi asfalt, este o porțiune ce putem numi asfalt, după care se strică cu totul, nu mai e. Și mi-amintesc că am mai fost într-un an, acolo 2-3, nu mai rețin exact, sunt cu frate mi atunci și tot așa am vrut să intrăm până aici. Și n-am putut pentru că plouase cu o seară înainte și erau niște nămoale înfiorătoare și ne-a fost teamă ca nu cumva să rămânem împotmoliți. Că de-ar fi fost să rămânem împotmoliți, să fi văzut distracție după aia.
tractare și altele de genul ăsta. Așa încât atunci când e uscat, se poate intra. Dacă aveți mașină de teren, cu atât mai bine. Dar eu cu Mirciulica al meu, care nu e mașină de teren, a fost oarecum dificil. Dar am ajuns, totul ok. Haideți să ne întoarcem. Mergem în direcția asta acum. Ia uite ce soare e. Răsare. Am mai scăzut ziua, astfel încât soarele răsare pe la un 7, ceva de genul. Deci dacă acum e așa, e cam un 7:30. Cred, eu n-am telefonul la mine, l-am lăsat acolo la mașină. Și am plecat de acasă pe la un 3:30, trezirea mea fiind pe la 2:40, m-am dat jos din pat. Și era mama, am sărit ca arsă, dar n-am putut, vă jur, n-am putut să mă trezesc mai devreme, deși îmi pusese în ceas să sune la 2. Și inițial nici n-am vrut să mă culc. Pe la 11 așa eram încă trează și n-am vrut să mă culc. Zic, băi, n-are sens, pentru 3 ore mai rău mă amăgesc, că sigur nu o să fiu odihnită. Și am avut dreptate și am reușit să stau trează până pe la 1, chiar nu mi-era somn. Și după aia m-a luat somnul, Bobiță. Am adormit, dar știți cum? Adânc. Deci dormeam, mamă, derupeam. Și a sunat alarma aia de a veni rău, pusesem și 3. Să fiu sigură că dacă nu mă trezește prima, mă trezește a doua. Degeaba, până la 2:40 am dormit, deci am o oră 40 de somn. M-am țăpat într-o scoică și ce-am mai muțăit pe drum, așa că n-am condus eu până aici. Dar sunt ok, momentan nu-mi cad ok în gură, problema este că mai am multe chestii de făcut pe parcursul zilei de astăzi. Și trebuie să mergem și la Corina după, să scap de nude-ul ăsta, cred că facem un roșu din ăla frumos. Ai. Cum v-am tot amenințat și promis, dar asta o să vină undeva după amiază. Așa că haideți, că mă apuc să amenajez pe aici, vă pun pe trepied și vă las să urmăriți procesul creativ. Ah, ce plăcut este. Nu e chiar atât de frig. Nu sunt degerată. Am trecut eu prin friguri mult mai crunte. Dar acum e foarte bine. Și apa este călduță, că am intrat un pic mai devreme. Și așa, cu jacheta asta pe mine și cu rochia tricotată, sunt chiar ok. Deci, nu mă plâng în nicio formă. Dacă vă uitați acolo, vedeți și trepiedul. Sper, în față. Pe care vă voi așeza imediat. A, dar am uitat să vă arăt această superbitate, să vă povestesc mai degrabă, că de arătat n-aveam când. Deci pe lângă costumul de broască avem o scoică imensă, gonflabilă, pe care am comandat-o de la EMAG, care trebuie umplută, umflată, înțeleg că aia este pompa, și încercăm să o rezolvăm. Merge? Iată și broscoiul, pe care am fost nevoită să-l umplu cu niște cârpe, ziare mai are pe dinăuntru, pentru că a ajuns la mine făcut pungă, evident. Și încă mai era așa niște cute, dacă observați, pe nas, pe ochi, mă rog, ideea e că asta foarte mult îndoit și am vrut cât de cât să-și revină. Asta era săptămâna viitoare, atunci l-am primit, că am încercat să mă organizez din timp. L-am luat de la Fan Idealia, nu mai țin minte, ceva de genul ăsta, sau un magazin de costume, în orice caz, că unde se găsește așa ceva. Eu în principiu îmi doream o chestie din asta cu totul, știi, pe tot corpul, cu un cauciuc de genul ăsta. Numai că n-am găsit așa cum îmi doream eu și a fost nevoie să iau din două bucăți. Iar cea de-a doua parte este așa și labele de broască, văd eu cum le face, sunt galbene. Va trebui cumva să încerc să le colorez, să le fac din program, astfel încât să ajung la acest verde, că e verde cu verde. Dar n-am găsit. Adică am plasat prima dată o comandă pe EMAG pe care mi-au anulat-o la labe din astea verzi, că nu le mai aveau în stoc, că n-a, nu mai cumpără nimeni în perioada asta. Și după aia am plasat în altă parte unde îmi ziceau că au verzi și mi-au trimis galbene. Așa că mă descurc cu ele până la urmă. Uite și coada de sirenă, avem aici și sutenul, pe undeva este și peruca, avem de tătii. She's mine. No check I die tonight. Let's just take it slowly. 늦은 어떤 때 같은 곳 슬 바라보고 있잖아. Go anywhere you want to. Underneath the pressure I. Sometimes wish I knew it too. Fly away from tomorrow. 이제는 너무 멀리 와버렸던 거야. Yeah, I need you. You need me too. N-am apucat să vă arăt cu ce m-am dus îmbrăcată la Corina, că eram în super întârziere și n-am mai avut timp să mă ocup și de asta, așa că a rămas pentru acu. Pe final de zi. Asta este rochea, e o ciudățenie totală, o combinație cum eu n-am mai văzut cam pe nicăieri de principiu și vă zic cu toată sinceritatea că nu e genul meu, nu este o rochie pe care aș purta-o în viața de zi cu zi, dar am gândit-o strict pentru situații din astea când nu am timp, n-am energie sau
sau m-am gândit că o să fie mișto pe avion, că am în plan niște călătorii și mi-am zis că asta cu niște colanți pe dedesubt, poate, uite, am și glucă dacă mi se face frig la căpoc, uite așa, asta cu niște colanți sau oricum niște ciorapi din aia vătuiți, cu niște bocanci sau adidași, probabil niște eco, o să arate foarte bine. Are glugă, așa cum v-am arătat, cu șireturi din astea, din păcate n-are buzunare, asta mă cam enervează, mă deranjează că n-are buzunare, dar mă rog, mie mi-a plăcut treaba aia acolo cu dantela, altfel nu m-aș fi băgat eu la rochie hanorac, vă dați seama că nu sunt stilul meu. Dar combinația aia mi s-a părut tare interesantă. Și mi-am luat măsura cea mai mică, nici nu mai știu care, era de la Bompri, este luata asta. O să încerc să vă pun link. Da, dacă uit, vă uitați voi pe site în cazul în care vă place. E detaliu ăla drăguț. Însă, în cazul în care aveți o rochie de genul și vă place ideea, nici nu trebuie cumpărată. Pur și simplu luați o bucată de dantelă și vă coaseți voi jos acolo. Și chiar stăteam și mă gândeam cum de nu m-a dus capul vreodată la o combinație de genul ăsta, pentru că o altă variantă la care m-am gândit, vedeți, m-a bușit inspirația, îmbrăcându-mă cu treaba asta, ar fi fost cu o jupă. Știu, o jupă cu dantelă purtată pe dedesubtul unei rochii și jupa lăsată un pic mai jos. Cred că ar putea arăta foarte bine și am de gând să încerc treaba, nu neapărat pe o chestie de asta sport, dar poate încerc și dacă iese și arată bine, face și facem de oboseala, mă. Deci nu mai sunt vărzucă, abia mai articulez cuvintele după atâtea ore și plecatul ăla cu noaptea în cap. N-am reușit să dorm când prea am avut când. Și acum, cu întunericimea asta, simt că nu mai rezist mult, așa că cel mai probabil o să vorbim pe dimineață. Dar voiam să vă arăt că dacă n-apuc acum, după aia o să rămână pentru o dată viitoare. Bun, deci avem unghioace, suntem bine, suntem pe roșu, am trecut la un burgundiu frumos, că nu se mai putea. Adică mai ales pentru treburile tomatice pe care trebuie să le filmez, alea nu se pot filma fără să am ceva de genul ăsta pe unghii. Și am trecut și la rujuri din alea mai închise și acum și cu unghiile. Mi-am făcut și pedicură în aceeași culoare, pe aia mi-a făcut-o eu, n-are treabă Corina. Dar oricum, nu se mai putea și cred că este, zicea și Corina, s-a mirat, cred că e prima oară pe anul ăsta când mi-am făcut roșu ăsta închis. Că până acum am ținut-o numai pe nude, pe verde, pe turcoaz, pe galben, pe roșu, toate culorile numai roșu mi-am făcut. Eu care îmi făceam roșu tot timpul, da? Așa am avut chef, ce să zicem. Gusturi și gusturi se mai schimbă și ele în funcție de toane, moment, în fine. Deci, gata, se vine cu burgundiu. Mă duc să mă culc că sunt varză. Ne auzim dimineață. Revin. Opa, ia să vedem. Hai, Lemo. Hai, mama. Lemo. Bravo. Nu cred că e bine deloc să mă dau cu roși, pentru că într-o jumătate de oră, 40 de minute, plecăm la dentist și va trebui să mă șterg. Dar cât timp mai avem până acolo, vreau să povestesc ceva cu voi, că m-a bușit melancolia. Am căzut în butoiul cu nostalgie și melancolie în dimineața asta și să fiu cât de cât prezentabilă, că mă vedeți ce buze bej am. Așa că... Altceva? Altceva, parcă sunt și eu mai om și cred că o să trag și jaluzeaua asta ca să ne vedem mai bine. Hai că suntem bine, avem și lumina potrivită, ruși pe buze, gata, putem să povestim. Așadar, fete și băieți, acum câteva ore eram eu cu laptopul în față și încercam să aștern câteva idei care să însoțească postarea ce urmează să urc în cursul zilei de astăzi pentru Instagram. Adică am niște poze și dacă v-ați mai uitat voi pe acolo, știți că în general însoțesc cu ditai textelău atunci când am și inspirația de a zice ceva, că sunt momente când nu am. Și atunci prefer să o țin cumva mai la minim. Și gândindu-mă eu așa, mi-am amintit o treabă, anume că blogul meu, Thrill of the Hill, bătrânul, emoția la deal, dacă ar fi să o traduc motamor românește și complet eronat, împlinește la fiecare început de octombrie încă un an, încă un an. Și anul ăsta, deci 2022, s-au făcut 12 ani de când există blogul meu. Lui nu mai zice Thrill of the Hill cum îi zicea pe vremuri. Nu mai sunt la fel de activă, de fapt, în ultimii ani, aproape deloc. Nu mai sunt la fel de activă cum eram. Nu mai e ce a fost cândva, pentru că s-au schimbat atâtea. Și eu, și mediu, și voi, și lucrurile sunt complet, complet diferite. Viața mea în 2022 este într-o cu totul altă direcție decât era în 2010. Dar pentru mine blogul a fost și încă îl văd ca pe copilul meu. Și mă gândesc așa că, uite, copilul meu astăzi ar fi clasa a șasea. Deci am împlinit 12 ani și rămâne pentru mine, chiar dacă undeva într-o zonă poate naivă, puerilă, că nu știam de niciunele și vai de capul meu că n-avea niciun sens nimic, dar îmi plăcea și mi se pare important să-ți urmărești pasiunile în viață, rămâne pentru mine punctul ăla de la care a pornit totuși. Chiar și eu fiind în fața voastră acum, n-aș fi fost dacă n-aș fi avut momentul ăla, scripirea aia, în 2010 să mă apuc de el. Nu o să vă plictisesc chiar și cu toate detaliile, că am zis de multe ori am vorbit despre parcursul meu și v-am povestit cam care a fost mersul și
YouTube, Instagram, toate astea au venit mult mai târziu, dar am niște flocoșenii de la pulovărul ăsta drăguț. Dar, ca idee, blogul a fost pentru mine principala ocupație, de asta secundară, de fapt, pentru că aveam și facultate atunci, multe cursuri, practică, job și așa mai departe. Toate astea au venit așa, treptat, treptat. Blogul era pentru mine imediat după ele, știi? Adică era pe loc 2, era acea plantă, să zic, acea floare pe care trebuia să mă asigur tot timpul că o hrănesc cu ce trebuie, care are suficientă lumină, că îi pun apă, că stă în condiții bune de climă, că nu mănâncă vreun blănos. De fapt, vorbind de blănoși, dacă stau să-mi amintesc, pe vremea când l-am pornit, nici măcar Rumbu nu exista. Care Rumbu e, veteran, Rumbu are 11 ani. Cred, era 2011 când a apărut el, dar în 2010 eram doar eu și venisem în București. Și fusesem inspirată să fac chestia asta, să deschid blogul, după ce urmărisem ani de zile, cred că, nu știu, 2-3, nu mai rețin exact, încă din liceu, citeam blogurile fetelor din afară. La noi, fenomenul încă nu luase amploare. Știți că ce e în vest, în general, ajunge cu câțiva ani întârziere în România, dar eu le urmăream, pentru că, de pe atunci, începuse pasiunea mea cu vintage-ul, cu SH-ul, cu moda, cu toate cele. Și erau niște fete care astăzi se ocupă cu alte lucruri, cu totul alte lucruri, au alte profesii. Mă rog, unele să zicem că au mai rămas pe acolo, dar niciuna din câte știu eu, dintre cele pe care le urmăream, nu mai face exact ceea ce făcea atunci. Și poate vă sunt cunoscute câteva nume. Carla, era preferata mea de la Carla's Closet și a închis blogul de mult. Era o tipă ceva cu origini de-astea spaniole, latine, nu mai știu exact. Tunsă scurt, de la ea m-am inspirat că m-am tuns și eu scurt câțiva ani mai târziu, prin 2013 sau 2014, parcă, pasionată de vintage, SH, toate cele, bine, ea avea și multe piese de designer, că, na, alte posibilități, dar îmbrăcată foarte mișto și foarte originală. Apoi era Jane, de la CF Shoes, o tipă plină, plină, plină de bani din Texas, parcă. Ea mai are blogul și astăzi, dar cred că n-a mai postat de ani de zile, că mai intru, așa, ocazional, mi-aduc aminte și mai intru să văd ce mai face. Dar cred că are și un copil. A, și Carla cred că are copil. S-au măritat. Asta era o tipă care ținea blogul cu maică-sa și aveau numai chestii de astea de designer, adică foarte mulți bani. Scumpe, mega scumpe. Pentru mine era ceva ireal la vremea respectivă, dar arătau fetele astea și mai erau câteva. Am menționat doar două. Și Blerii de la Atlantic Pacific, dar ea a început un pic mai târziu. Dar arătau complet diferit de tot ceea ce vedeam eu la momentul ăla, atât în online cât și pe străzi. Pe străzi nu văd nici în ziua de astăzi. Era ceva ieșit din comun, complet ieșit din tipare, nicio treabă cu nimic, deci nu aveau legătură nici cu ce era în revistele de modă, cu ce se purta la vremea respectivă, nici cu ce dicta, nu știu ce deșteaptă că trebuie să port neapărat, că altfel nu ești trendy, nu ești hip, nu ești la modă. N-aveau legătură cu ce se purta în țara lor, în America, n-aveau legătură niciuna cu ce se purta în România, deci erau ieșite din tipare complet și eu mă uitam absolut fascinată la ele pentru că mi se părea că aveau o încredere în propria persoană ceva uriașesc, știi, să te tunzi scurt, așa cum era Carla, de exemplu, era tunsă scurt, băiețește. Și corpul ei a fost dintotdeauna, a avut un corp și are foarte feminin, adică șolduri, talie, toate cele. Și era un contrast din ăsta foarte puternic între tunsoarea aia scurtă și formele alea așa super voluptoase. Și mi se părea complet ieșit din comun să o văd cu chestiile alea, cu vintage, nu știu de care, cu niște umeri uriași, cu încălțăminte de tot felul super alambicate, ce nici nu visai să vezi în România la vremea respectivă. Sau pe altălaltă, pe Jane de la CF Shoes, tot așa, niște piese complet demente, niște curele uriașe cu catarame. Eu vă povestesc acum din amintire, din ce îmi amintesc. Și îmi plăceau maxim, nu doar ele, dar cred că ele erau preferatele mele, îmi plăceau maxim și le urmăreau și încercam cumva și să învăț, că eram la începutul, v-am zis, habar n-aveam eu, tocmai ieșeam din epoca mea rock și încercam să învăț și să prind cât mai multe informații și dintotdeauna am avut dorința asta pentru cunoaștere și să știu cât mai multe lucruri, chiar dacă nu le aplic neapărat sau nu mi se potrivesc, dar vreau să știu lucruri. Îmi plăcea să le urmăresc pentru că vedeam altceva decât ceea ce știam eu și mai ales că nu erau pe atunci atât de dezvoltate blogurile și nu era informația atât de accesibilă pe cât ne este astăzi, aveam senzația că am descoperit așa o mină de aur. Și de acolo, ușor, ușor, văzând chestiile astea la ele, zic, bă, hai să încerc și eu să fac ceva. Nu la același nivel, că nu aveam cum și oricum habar nu aveam cu ce să mănâncă. Jane, cel puțin, provenind din mediul ăla super, super mega înstărit, avea tot felul de proiecte, colaborări de astea plătite, excursii pe nu știu unde,
apăreau prin reviste. Era, mamă, wow, că în vremea respectivă, în reviste și la televizor, nu apăreau decât oamenii care cântau, artiști și așa mai departe. Nu cineva a pornit de la el de acasă, cum erau fetele astea, să apară într-o revistă. Era ceva absolut uriașesc și fascinația mea s-a concretizat într-un blog pe care l-am pornit și eu, fără un plan anume, că n-am avut niciodată, la momentul ăla nu a fost niciodată un plan pentru mine și blogul, de fapt, n-a însemnat niciodată ceva cu un plan bine stabilit sau business sau absolut nimic, nu știam nimic de genul ăsta și nici la momentul de față nu am, eu vorbesc pentru Instagram, n-am fotograf profesionist sau altele de genul, dar atunci cu atât mai mult era o naivitate pe care o găsesc înduioșătoare în ziua de astăzi, pentru că eram pe lângă total și habar n-aveam ce înseamnă de fapt industria asta și ce presupune și la ce se poate ajunge. Și m-am apucat de el, jucându-mă, așa cum v-am zis, din când în când, atunci când aveam și eu timp și cu posibilitățile pe care mi le oferea România și, mă rog, posibilitățile financiare pe care le aveam eu, că nu puteam vorbi de decoruri extraordinare, adică nu cum fac astăzi, că stau și mă gândesc și caut și îmi planific chiar și călătoriile. Atunci când mă duc undeva, încerc să mă gândesc, băi, e frumos acolo, hai să-mi iau rochia asta la mine ca să am niște poze frumoase. Nu gândeam în felul ăsta, nu aveam așa chemarea asta. Pur și simplu, băi, uite, azi m-am îmbrăcat așa, hai să ieșim în fața blocului să facem niște poze și după aia scriam eu un text cu ce, nu știu, mi s-a întâmplat sau o chestie despre care voiam să vorbesc sau un articol care îmi plăcea, detalii de genul ăsta. Și am ținut așa mulți ani. După aia v-am mai povestit eu că începuse să-mi piară cheful, că aveam altele pe cap, trebuia să trăiesc, să mănânc, aveam chirie de plătit și așa mai departe. Și în timp, după ce a apărut și YouTube și am început să postez mai des pe Instagram, lucrurile au migrat. Și voi, dacă sunteți cititoare de bloguri și știți peisajul care era acum mulți ani, vă dați seama că s-a schimbat complet. Și majoritatea celor care aveau blog în vremea respectivă, cel puțin pe nișa mea, s-au dus înspre Insta, pe care eu, asta e lemon, că așa scute ghearele în fotoliu, pe care eu acum îl văd ca un mini-blog. Numai că nu e chiar același lucru, știi că blogul e doar al tău, deci nu ești tu cu alții la grămadă, pe când Instagram-ul e o chestie la comun, știe multă lume, scrollez prin feed, dar eu așa văd toată povestea aia, știi, îmi place să fie fotografiile, bună ziua, alea care trebuie să fie frumoase, mă pasionează pozatul, Doamne, nu doar al meu, îmi place să fac poze la orice, să le editez, să le bibilez, să gândesc concepte, știți asta, să scriu texte și cumva am transferat partea aia de blog, am dus-o cumva spre Instagram. Și exact asta am scris și în postarea pe care urmează să o urc după ce termin de povestit aici cu voi, că vă mulțumesc mult mai mult de tot acelora care sunteți acolo și cu atât mai mult acelora ce sunteți de pe vremuri, de... Dacă este cineva aici de pe vremea când scriam pe blog, nu știu dacă 2010, dar mă rog, 11, 12, 13, 14, o să vă rog să ridicați mânuțele sus, știu că mai sunteți. Și m-aș bucura foarte, foarte mult să vă văd și în zona de comentarii, pentru că e chiar o chestie specială pentru mine, e o zi specială, gândindu-mă cât timp a trecut de atunci. Uite unde s-a ajuns și că am făcut bine, că mi-am urmat dorința asta, pasiunea asta, instinctele, mai ales în momentele în care am zis să renunț, băi, am altă treabă, nu mă mai ține de asta, oricum, uite-te, tu, lumea nu mai citește, ce sens are să mă țin de ea. Și au fost momente când am renunțat, cred că și vreo lună, să n-am zis nimic, absolut nimic. Și nu că plângea lumea după mine, Doamne. Nu, chiar și în ziua de astăzi pentru mine este extrem de măgulitor când îmi scrieți și mă întrebați, s-a întâmplat ceva, de ce nu postez sau nu e dor de tine? Atunci când am, știți, după Crăciun când pic lată, în general vin mesaje de genul ăsta în care îmi transmiteți că hai, vină înapoi, că nu e dor de tine, după atâta vlog mă ne-ai lăsat aici, ai nimănui. Și o văd întotdeauna ca pe ceva flatant, dar atunci nu era caz de așa ceva, pentru că era o comunitate mult mai micuță și lucrurile erau la un cu totul alt nivel. Dar da, ăsta e momentul meu de nostalgie al zilei. Să știți că am deseori și clipe din astea, cu toate că eu majoritatea timpului sunt veselă, bucuroasă și cel puțin în fața voastră așa încerc de fiecare dată să apar. Dar pe de altă parte am și zile în care, băi, sunt, nu știu, cu un nivel de energie mai scăzut sau efectiv o melancolie din asta dulce, așa cum o simt acum. E un lucru bun, nu se întâmplă absolut nimic rău aici, doar depăn eu așa niște amintiri și mă gândesc la mine din 2010, cum eram atunci în primul an de facultate, în al doilea, al treilea, prin câte am trecut, unde am ajuns și cum au format experiențele, oamenii din viața mea, unii care sunt, unii care au plecat pentru totdeauna chiar, pisicile, rumbul care încă e cu mine și toate astea. Da.
Bun, deci numai de bine, așa că, ce să zic, Trilove, atâta vă mai povestesc, în cazul în care v-ați întrebat vreodată de la ce vine Trilove the Hill, este H-E-L, adică toc, nu H-I-L-L, că multă lume face confuzia asta, Hill se citesc la fel, dar se scriu diferit, H-I-L-L înseamnă deal, H-E-L înseamnă toc și eu am zis o emoție a tocului, fiind de fapt o glumiță, o referință la acel thrill of the kill. O altă expresie cunoscută în limba română și mi-a sunat, pardon, în limba engleză și mi-a sunat mie bine așa de la Thrill of the Kill să mă duc la Thrill of the Hill. Cumva emoția pe care ți-o provoacă un toc. Eu fiind pasionată de pantofi cu toc, iar în vremea respectivă v-am zis că abia descopeream și exploram zona asta a modei și tocurile erau pentru mine acolo. Mamă, tocuri, ah, da, plec de acasă, mă duc la facultate, nu mă mai ceartă tata, da! Tata cu cataclopele, cu toate prostiile alea. Și de asta a fost. Și în primii ani așa i-a rămas, că așa era moda, pe atunci toată lumea scria în engleză și titlul blogului trebuia să fie în engleză, nu cumva să ai numele tău, până când ne-am prins noi cu toatele niște ani mai târziu că totuși e bine să se numească așa cum te numești tu. Mă rog, chestiune de gust. Dar da, asta ar fi povestea, deci la mulți ani lui Thrill of the Hill, mie, nu știu, mă autofelicit. Ok, haideți la oglindă să vă arăt cât de verde sunt, după care mă încalz și plecăm spre Ștefan. Ștefan e dentistul meu, că trebuie să ajung și eu la controlul de, cred că 6 luni sunt. Să vedem care-i treaba, dacă îndată i-am pe toți și n-am niciun fel de problemă și mai povestim în mașină dacă ești pe partea asta de dentist. Foarte verde sunt astăzi, într-o ținută pe care inițial am gândit-o fără jachetă, dar zic, sunt 19 grade anunțate azi, maxima 19 grade și ar putea să-mi fie frig. Așa că mai bine iau și asta la mine, tot le mă cu noi aici, prezentă, iau și asta la mine că o cară mirciulică dacă e ceva, dacă mi-o fi cald, o las în mașină și mai bine așa, mai bine să-mi fie cald decât să-mi fie frig, asta este ideea mea întotdeauna. Însă, am pe mine o pereche de pantaloni de la Bershka, pe care i-am luat anul trecut și vi-am și arătat într-un haul de anul trecut, cred că i-ați văzut și anul ăsta, în videourile recente, nu mai știu exact. Uite-mă! Cert este că îmi plac foarte mult, pentru că sunt foarte confortabil, au croiul ăsta masculin, larg, așa, și nu îmi place deloc senzația aia de strânsoare. În orice zonă a corpului, dar cu atât mai mult la picioare. Încălțată sunt cu saboții de la Eco, cei pe care i-am din 2020 sau 2019, nu mai știu exact, dar apar în multe vloguri și ei și pe Instagram. Sunt foarte confortabili și de asta e tot port. Și îmi place că așa din față, dacă te uiți, ai senzația că sunt Adidas și până să vezi tocul, zici că sunt Adidas și parcă e un pic mai cool, mai casual toată povestea. Bluza este de la Bonprix și pe ea v-am arătat-o recent și pe Insta și aici. Colierul este de la H&M, am un gândăciu uriaș aici la piept. Poșeta este aia de la Ministerul Afacerilor Externe, cum îmi place mie să-i zic. Nu, de fapt este poșeta pe care am luat-o din Belgia cu mama, v-am arătat-o, v-am povestit și despre ea și merge foarte bine cromatic. Iar jacheta, uite așa, m-ar arăta nuanța ei din Zara, cred că e. Mai am încă una, da, e aia din Zara, mai am încă una similară de la Bonprix. Dar cam asta ar fi combinația zilei. A, și mai am încă un inel pe mână care nu mai știu să vă zic de unde este, dar e o treabă no-name, adică absolut nimic prețios. Și cam asta voi fi. Așa că mă apuc să iau trepiedul, să-l am cu mine acolo și haideți că povestim în mașină. Am mai avut... Ce aveți, bre? Da, nu știu dacă ați auzit chestia asta, dar un domn foarte elegant și-a băgat ceva cu voce tare. Îi urăm multă la revedere și... Wow! Wow! Cred că o să întârzi câteva minute la dentist, dar să sperăm că e una dintre acele zile când nu se începe la fix. Că știți cum e atunci când lucrez cu oamenii și funcționez pe bază de programări din astea, se întâmplă să dureze mai mult, să fie urgență în altă parte, să nu ajungă lumea la timp, mai ales dacă te confrunți cu ce mă confrunt eu acum, că este un trafic de... Haide, haide, dacă tot te las... Așa, pupiță. Dacă te confrunți cu un trafic de genul ăsta, evident, evident că e posibil să fie întârzieri. Da, e ok, mai mult de 3 minute nu merg, dar Waze-ul în principiu. Și vreau să vă spun foarte important că am căldură sub poponț. Mi se pare vital ca voi să știți chestia asta. Referindu-mă aici la căldură în scaune. E prima dată când pornesc funcția asta a mașinii, în ultimele nici mai știu câte luni. Că n-a fost cazul, a fost suficient de cald și în general mirciulica face suficient de multă căldură, doar așa cu, știi, aerul care iese prin gurile de ventilație. Numai că are și funcția asta și a fost una dintre cele care m-au interesat cel mai mult când am cumpărat mașina. Pe mine m-a interesat să am căldură în scaune, tată, cameră pe spate și să fie mașina automată.
Știu că alți oameni au cu totul alte preocupări, că ai putere, dar eu nicio treabă cu povestea asta, cu plăcere, uite, mi-a zis și mulțumesc, bravo, boss, eu n-am nicio treabă cu chestiile astea, pe mine mă interesează confort, mașina trebuie să fie confortabilă și să-mi pot face treaba cu ea, evident, așa că m-a interesat foarte tare, friguroasă cum sunt, s-a încălturat în scaune și acum am pornit asta și așa, deci căldură sub popunț este ceva de vis. 0, 1. Ce să facem astăzi? Ce să facem astăzi? Vin la controlul de 6 luni, da. La care tu vii, deci ei doar domnule. I-am spus la Suminaște că am vorbit cu ei, le-am zis, vin la Ștefan, care s-a ocupat de toată lucrarea. Ok. Ștefan e aici, el e Ștefan, l-ați mai văzut la mine pe canal. Ștefan a executat această minune și nu doar Ștefan. Nu doar eu. Da, a fost și Casian, dar Ștefan a coordonat toată treaba și el e capul bunătăților. Ideea e că o să facem controlul ăsta, să verificăm puțin, să vedem dacă mușcătura ta pe care am început-o prima dată s-a păstrat și dacă avem o problemă articulară, dacă avem, nu știu, dacă apolo ceva și o să facem o igienizare, da? Perfect. Bun. A trebuit să-i stăpim și pe ei, sau la 6 luni să-și facă igienizare. Adică e foarte important lucrul ăsta și dacă peste 6 luni găsești, nu știu, o carie sau un lucru. E mult mai bine și din punct de vedere financiar, dacă stăm să ne gândim că îți faci o carie când ai văzut-o. Da. Nu te costă foarte mult, dar măcar ce o faci, ai luat problema respectivă și nu vii peste 2 ani când o să ai 10. M-am pățit eu, dar am venit prea târziu cu toate prostiile posibile. Da, așa e. Bun. Matrix. Hai, tu și dacă pornești mie, mamă, și te văd cum da, am făcut toată tema. Nu știi? Nu. Nu, 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 nu. Da, da, da. Adică știi că eu zic că arată mult mai bine decât că de data de trebuie. Da? Da. Da, păi na, dacă înainte veneam de câte ori pe săptămână, acum vin de 2 ori pe an. E bine, la nu că îmi pare rău. Tu cum simți? Ia, relaxa-te un pic, relaxa-te, lasă-mă ușor. Ușor, ușor. Nu facem chestia asta, să atind toți? Adică să ating cum? Să ating în mod normal? Da, da, da. Da, nu simt nimic ciudat. E super bine. Da? Aici. Da. Mă bucur. Așa, practic. Da? E tot ok, nu? Da, 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 da. Nu simți nimic că s-ar mai altă sau nu știu. Nu, nu, nu. Da, stai, deși te la ridică o secundă, te rog. Da. Scuză. A, hai, nu știu. Scuză. Deschidem ușor. Până la maxim, până la maxim. Da, ușor, tot ușor. Hai, să întâmplă ușor, încet, încet, încet. Deci mai repede un pic, ca... Și te doare ceva? A. Aici? A. Închide încet. Deschide încet. Ok. Și închide încet. Ok. Vedeți ok. Chiar e totul bine. Ce bine. Și după atâta timp, adică până acum se produceam să mă întâlnesc. Dacă dă ceva mereu, când a lăsat ceva, nu știu ce, nu știu cum, se produceam să mă întâlnesc. E clar, pe care le vedeam. Fără să-ți dai cu seama mai apărat. Da, nu. Ce bine. Da. A ieșit... Treaba e bună. Ce trebuie? Arată bine? Noi arătăm bine. Da. Dinții arată bine. Da, să și sunt bine, să știi. Da? Da, 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 chiar am arătat. A, acum vreau lucruri? Nu, vorbim. Mie mi se pare că e important să treacă o perioadă de timp să, ca pacientul să poată să-și dea seama dacă nu știu, îi se pare că ceva nu e în regulă atunci când mănâncă, când mușcă, că îi doare ceva pe aici, când fața ureșită. Că simte că dimineața are niște contracturi musculare, că îi doare capul, că se întâmplă niște lucruri. Și lucrurile astea nu se întâmplă imediat după ce ne punem fațete sau purtăm aparat dentar sau... Ar trebui să le dăm seama după mai mult timp, că noi nu suntem specializați, da, suntem pacienti, exact, nu știm exact. Spune tu cum ți se pare ție, după 2 ani. De nimic de asta pe mine m-a surprins data trecută când am venit și ai zis tu că ar fi ceva pe acolo, că eu nu aveam nicio treabă, adică am mâncat foarte bine, nu m-am durut niciodată, n-am mai avut o durere de dinți de ani de zile, nici nu mai știu de cât timp. Chiar a fost totul super ok și m-am obișnuit cu ei, adică acum dacă m-aș vedea cu dinții pe care aveam înainte, cum mă uit la poze, știi, și da, când văd, vai, deci mi se pare incredibil că am stat atât cu dinții da, aia, da, pentru că sunt exact ce voiam eu. Și cred că toată lumea, după ce m-am văzut mai ales în perioada aia, cum era diferența, toată lumea mi-a zis, băi, zici că sunt ai tăi.
Deci m-au mai întrebat câteva. Da, bine, a apărat foarte mult și faptul că l-ai văzut și tu la început când ne-am ales culoarea, forma. Poate ai, aveai tendința să spui că vrei mai alb, mai alb. Că e normal, atunci când vrei să faci o schimbare. Da, da, exact. Fiecare se gândește, bă, vreau alb, alb, să fie și mai alb. Mulți nu-și dau seama că totuși, atunci când îi vedem pe model sau îi vedem într-o poză, nu-și dau seama că în gură se văd oricum foarte alb în momentul în care punem fațete, da? Dacă punem o culoare B1, care este una naturală, deja se văd foarte alb, da? Punem B3, adică ca și cum am face o albie, deja sunt extraordinar de alb. Dacă ne punem B1, deja nu mai arată natural absolut deloc și sigur, oricine și-ar putea da seama că tu ai fațete și chiar unele nu extraordinar de frumoase. Da, dar mai e și forma, nu? Dacă sunt bine aia drepți. Nu mai spun chestia asta, contează foarte multe lucruri la dinte. Adică se ține cont de foarte multe, foarte multe lucruri. Dar păi la ei mei, cred că am urmat exact forma mea, nu? Adică am mers pe ce... Da, asemănătoare, forma cu ce aveai tu înainte. Da, am înțeles... Da, exact. În primul rând că sunt simetrici, în al doilea rând că au și culoarea asta și toți dinții sunt de aceeași culoare. Știi foarte bine și că atunci când ai un tratament... Tu zi, mai ales ai văzut că atunci când, dacă ai avut tratament pentru un dinte, devine mai galben sau mai negru sau... Și atunci, automat, atunci când punem fațete, acoperim toate imperfecțiunile. Da. Mă bucur că ești prea mulțumită. Da, și că... mai veneam, dar când eram mulțumită? Da, sunt prea mulțumită. Îți dai seama că nu aveam ce să caut aici, dacă nu era ok. Deci, data viitoare, la primăvară? Da. Ar fi? Ne vedem la primăvară, facem și radiografie de control. Da. Și la fel, igienizare, control și... Super. Deci pe Ștefan îl găsiți la Clinica Occidental. Ca să știți, aici suntem. Asta este dovada, deci nu mă apuc să mai... Uite, arată foarte bine și dacă mă știți cum eram acum 3 ani, înțelegeți de ce vin aici după atâta timp. Deci like, Ștefan, like! Câte Eugen, mă? Crezi că e acel Eugen? Nu. Chiar știu care Eugen e. Știu despre cine vorba. A fost foarte bine la Ștefan. A zis că este mulțumit de dinții mei, că arată mai bine ca data trecută, deși nici atunci n-a prea înțeles exact care a fost problema, dar se pare că este mai bine decât la ultimul control de acum 6 luni, deci cam de 2 ori pe an așa mă duc și acum chiar era foarte bucuros. Mi-a explicat el niște chestii tehnice, dar cum eu nu mă pricep, am zis da, pentru că așa a funcționat dintotdeauna relația asta noastră, în care el mi-a zis ce face și eu am dat din cap că am mai multă încredere în... cineva care se pricepe decât în cunoștințele mele de genul mă spăl sus, jos, pe dinți, stânga, dreapta și să folosesc Colgate sau Oral B sau Blendamet sau mă rog, că le-am folosit pe tot. În orice caz, treaba e bună, deci a ieșit bine. Și acum sunt tot într-un trafic extraordinar, au trecut câteva ore de atunci, dar am mai avut eu niște treabă. Acum fiind 18:22 și mergem puțin telă pentru că am bufantul aici în dreapta. Mergem un pic... Bună seara, Timbalaban! Bună seara! Mergem un pic înspre Băneasa, că am de luat niște chestii de acolo. Și să mâncăm. Și să mâncăm, dar nu știm dacă în Băneasa sau în altă parte, să vedem cum ne vom desfășura. Depinde unde te invit, nu? Mă invit, nu? Te invit, nu? Vrei să mergi, nu? Vreau să merg, nu? Îți e foame, nu? Îmi e foame, nu? N-am prea mai mâncat de dimineață, de când cu Ștefan n-am apucat. Dar, da? Uite-i. Și nu vă zic că mă ustură un pic zona asta, colțul gurii, pentru că m-a dat cu tot felul de treburi acolo, adică atât cât mi-a făcut igienizarea și detartrașul ăla. Cât timp mi l-a făcut, am stat mult cu gura căscată. Ăla, da, nu că să-l scriu știu. E greu când mi se împleticește limba în gură când îl pronunț. Așa, cu aer, cu airflow, nu știu ce, la fel mi-a explicat el acolo tot felul de chestii. Numai puțin, mulțumesc. Gura mea a stat foarte mult așa și acum mă ustură colțurile astea pe aici și îmi simt buzele foarte uscate. M-am mai dat cu vreo 3 tone de ruj de atunci, dar simt așa o ușoară usturime. Altfel dinții sunt beton, adică îi simt foarte, foarte curați și se simte clar o diferență după ce îmi face treaba asta. Și eu evident că de fiecare dată mă duc cu inima strânsă, știind prin ce am trecut, să nu... Nu știu, nu că ar putea recidiva ce era acolo, că de asta și țin din scurt situația și mă duc punctual la 6 luni. Dacă ar fi nevoie m-aș duce și mai des, dar mereu am emoții să nu-mi zică, nu știu, că se întâmplă ceva, nu mai. Deci nu mai îmi trebuie, nu mai vreau să aud doar așa, minimul necesar, adică să mă asigur că e tot ok, controle, na. Oricum, lucrurile clar de sănătate.
n-a fost o idee bună să-mi las jacheta în mașină. Am ieșit doar cu asta pe mine. Bună seara. Nu e aglomerat, că e în timpul săptămânii. Ne bucurăm. Telefonului, pentru că s-a făcut foarte urâtă cea pe care o aveam înainte și am luat-o pe asta. 79 de lei și e foarte ok. E cea mai mișto? Da, bine, a ta e cea mai mișto. Și aperitiv și fel principal și desert și o băutură, motiv pentru care eu nu mai conduc acum, pentru că am băut un mic Hugo care a avut niște prosecco în el sau oricum alcool, deci nu mai este cazul. Dar acum știți ce ar merge? Un somn. Mamă, aș dormi până mâine dimineața, atât tot că mai am ceva de lucru, așa că de îndată ce ajung acasă mă pun pe treabă. Uite, are mâncare, mai care de tot. Bun, e trecut de miezul nopții, tocmai s-a făcut 12 minute și sunt aproape gata cu toate, dar am zis să vorbesc și cu voi, să fac cât de cât o încheiere acum cât mai sunt coerentă, că simt că nu mai am vlagă, nu mai am energie. De fapt, de asta m-am și apucat de ele, de cum am ajuns acasă, că am ajuns de câteva ore, dar nici nu m-am schimbat, doar mi-am dat jos bijuteriile să pot funcționa mai ușor și m-am apucat direct de ele, că știam că o să mai ia somnul. Și nu mai am nivelul ăla de energie optim ca să pot funcționa așa cum trebuie. Deci prefer în general în situații de genul ăsta să forțez un pic atunci când știu că încă pot, decât să amân. Pentru că amânând o să dorm stresată, asta dacă o să dorm, dimineața o să mă trezesc panicată că n-am timp și urăsc senzația aia când simt cuțitul, știi, ajuns la os. Și mai bine să fac așa, chiar dacă acum mă împing într-o direcție care mă super și supra-solicită cu căpocul, dar o să fie bine dimineața, o să pornesc așa de la o pagină curată, o să fiu fresh, o să fie totul foarte bine. Așa că, de îndată ce termin de povestit aici cu voi, finalizez și apoi mă bag în pat. Voiam însă să vă mai arăt o dată husa, că m-am uitat acum pe filmări și mi-am dat seama că nu prea se vede bine, sau nu știu,
Poate că nu e suficient de elocvent ce am făcut acolo în Băneasa. Cert este că am fost nevoită să o schimb, nu pentru că îmi doream, că eu n-am avut niciodată treaba asta cu telefoanele și cu mașinile. Mă cam doare în cot de principiul de marcă și de cât de scump sau ieftin e un anumit produs. V-am zis că nici Mirciulică nu este vreo sculă de mașină, așa cum nici telefonul meu nu e ultimul răcnet. Este același iPhone 12 pe care l-am de atâta timp. Iar clăpițul este ăla roz de, cred, din 2020 l-am și pe ăla celălalt, e vorba despre Samsung. Și nu sunt ultimele modele. Merg în continuare cu ele că sunt foarte ok. Dar de ce am schimbat totuși husa, deși am mai făcut-o foarte recent, ați văzut vlogul din Milano, că v-am și arătat acolo când i-am schimbat carcasa, husa, eu așa îi zic, cu un amov din silicon. Și mi-a părut rău după ce am schimbat-o, adică la ceva timp, pentru că mi-am dat seama că nu e deloc practic aia, pentru că absoară pe fiecare atingere de deget. Nu neapărat murdărie, dar cumva se cunosc urme de degete pe ea și tot presând, probabil apucând telefonul din aceeași poziție în general, se creează niște semne acolo și arată foarte rău la momentul ăsta, ca să nu mai zic că se murdărește de la fiecare micuță linie. Și ok, cureți, dar urmele alea de degete, adică efectiv amprenta, conturul, n-ai cum să le iei și nu mai place cum este și m-am lecuit, adică nu o să mai cumpăr niciodată huse sau carcase din astea din silicon și nu vă recomand nici vouă, pentru că se fac foarte, foarte urâte. Așa că mi-am luat una, uite, asta ce am găsit, m-am dus pe acolo, inițial am zis că vreau una transparentă, după care am văzut-o pe asta și mi s-a părut interesant așa cu degradeul ăsta, că au revenit în modă de ceva timp și le-am văzut, uite, că tot povesteam și la fetele astea de la Zimmerman, care au avut o colecție recent, în care aveau câteva modele cu umbră și cred că de acolo mi se trage. Și am avut eu și rochile alea în vară pe care le-am purtat, Doamne, le-am purtat de-am nebunit. Cea cu bleu și cea cu roșu, cât mi-au plăcut mie rochile alea, nu, au fost minunate. Rochile verii mele îmi plac de mor, chiar dacă sunt ele cort așa, probabil știți la care mă refer, chiar dacă sunt ele cort și nu o să le mai văd până la anul și sunt foarte largi și știu că nu sunt cele mai sexy sau, nu știu, nu creionează silueta în cel mai flatant mod, dar mie mi-au plăcut enorm și le-am iubit și le-am purtat și abia aștept să vină vara să le îmbrac iară. Și chiar, uite, am pe drum o comandă cu niște geci ombră, tot de la ei, tot de la ăștia, de la Bonprix. Mi-am plasat comanda văzându-le, deci mi-am luat una pe roșu, mi-am mai luat una pe albastru și mai avea una pe negru care mi s-a părut urâtă și m-am, adică nu-mi place culoarea, non-culoarea, și mi le-am luat pe alte două și n-au venit la timp ca să le pot include în haul sau în treburile tomnatice, că nu știu, cred că au niște comenzi întârziate, habar n-am, nu mi-a expediat-o încă de asta, am tot așteptat, dacă am văzut că nimic, până la urmă am filmat fără ele și o să vii la radio la momentul ăla, dar arătau, și asta în condițiile care vorbim de mine, care eu nu ori geci, v-am zis că prefer întotdeauna un palton. Gecile au rolul lor, dar eu le văd mai degrabă ca fi niște articole pentru munte, pentru schi. Nu se potrivesc stilului meu. Sunt călduroase, pe femeia potrivită cred că sunt ideale, dar nu pentru mine. Și asta mi-a plăcut foarte mult pentru că nu arată geci. Tocmai ideea. O să vi-l arăt eu la momentul potrivit. Dar da, am luat asta. Sper să-și facă treaba și să nu mai fie aceleași probleme și să protejeze bine telefonul. Și cam asta ar fi vlogul meu. Eu mulțumesc mult, mult, mult de tot că v-ați uitat și la el. Dacă ați ajuns până aici, nu știu, hai să zicem un cuvânt cheie sau... Ok, nu, mai bine, ziceți-mi voi cum sunteți în perioada asta, că eu vă povestesc toate drăgoveniile pământului și câteodată simt nevoia să mai aud și de la voi lucruri, să spuneți chiar dacă nu e ceva super important, că nu mă aștept să discutăm despre... nu știu, vindecarea nu știu cărei boli sau să povestim... ce a visat Kant în nu știu ce operă filozofică sau să dezbatem tratate militare și așa mai departe. Până la urmă, conținutul meu de daily-uri implică viața de zi cu zi, cotidianul, rutina, lucrurile astea prin care trecem cu toții. Că e trafic, că e cu parcarea ce v-am povestit, că uite, mi-am luat husa, că mi s-a jegoșit ilaltă, că am mâncat nu știu unde, adică banalul care... până la urmă ne privește pe toți și m-aș bucura din când în când, așa, dacă aveți plăcerea, să-mi povestiți și voi din banalul vostru sau, mă rog, din excepționalul vostru, din ce considerați voi. Pentru mine e importantă interacțiunea asta și dacă eu vă povestesc toate detaliile, poate îmi ziceți și voi cum sunteți, cum întâmpinați perioada, dacă ați început facultatea, pentru că știu că sunt multe studente și studenți în timp balaban, și cum e începutul de an pentru voi. Poate v-ați mutat aici în București sau începeți o viață nouă într-un alt oraș, cum resimțiți frigul, schimbările astea meteo,
dacă au intrat treburile tomnatice și holul, poate îmi spuneți ce vi s-a părut mai interesant pe acolo, orice de genul ăsta, doar vorbiți cu mine, că știți că ziceam și de socializare, că am senzația că s-a rărit din ce în ce mai mult cu pandemia și cred că cu toții simțim nevoia, sau mă rog, majoritatea, mai sunt și oamenii care s-au bucurat de schimbare, dar eu fac parte din categoria care simte nevoia să interacționeze. Așa că m-aș bucura să aflu ce mai faceți voi. Mulțumesc încă o dată, mă apuc să termin aici o treabă, iar noi ne vedem data viitoare cu o urare de seară sau zi minunată în continuare pentru voi. Mulțumesc, pupesc și ne vedem curând!